față în față cu Sfânta Cină. Ne pregătim sufletește, ne pregătim trupește pentru una dintre cele mai mari, mai deosebite instituții pe care Biserica Creștină o are. Uneori ne întrebăm în ce măsură credința ne este suficientă. Uneori ne întrebăm dacă de ani de zile participăm la această slujbă de împărtășanie, până la urmă, care-i rezultatul? Ne ajută? Ne mântuiește? Nu ne mântuiește? Aș aduce în discuție pentru început textul din Evrei, capitolul 4, cu versetul 2, care spune: și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor, dar cuvântul care le-a fost propovăduit lor nu le-a ajutat la nimic. Din ce cauză? Pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. Li s-a propovăduit cuvântul, li s-a spus lucruri extraordinare, textul spune, nu le-a ajutat. Nu le-a folosit la mare lucru. Întrebarea care mi-o pun eu este, nouă ne folosește? Evident, nu vreau să fiu acuzator, nu întind degetul spre nimeni, întind degetul spre mine însumi și îmi pun întrebarea asta cu voce tare, întrebare care mi-o pun de atâtea ori. Haideți să vedem puțin ce se întâmplă în lumea mare în legătură cu Sfânta Cină. Aș vrea să comparăm puțin. Aș vrea să comparăm lucrurile și să tragem învățături noi vis-a-vis de situația noastră. Rog media să mă ajute cu primul slide, care ne pune față în față cu cu anume formulare extraordinară. Zice așa: în lume nu există decât trei forțe. Ceea ce citesc acum nu e din Scriptură. Aș vrea să mă ajutați cu primul slide, care este minunea factor de control. Vă rog mult. Deci, în lume nu există decât trei forțe. Unicele pe pământ, în măsură să înfrângă și să subjuge definitiv conștiința umană. Numai trei forțe, atât. Și aceste trei forțe sunt miracolul, taina și autoritatea. Deci, rețineți, miracolul, taina și autoritatea. Vom reveni asupra citatelor în momentul în care cei de la media vor face ordine puțin în slide-uri. Da, vom mai aștepta, vă rog să mă urmăriți. Ideea este foarte simplă. Nu există în lume decât trei factori sau trei forțe care reușesc să subjuge. Și anume, miracolul, taina și autoritatea. Iată, fraților, citatul despre care vorbesc. Din nou Dostoievski, probabil că v-ați săturat de el în ultimul timp, însă omul acesta reușește să surprindă ca nimeni altul problemele cu care noi suntem confruntați. Auziți? El îmi spune așa: în conformitate cu cele trei ispitiri ale Domnului Iisus Hristos din pustie, prima ispitire a fost pâinea, a doua a fost minunea sau taina, zice, dacă vrei, aruncă-te de pe strașina templului jos și toată lumea te va recunoaște ca Mesia. Într-adevăr, era împlinirea unei așteptări ebraice că Domnul Iisus Hristos sau Mesia se va arăta pe strașina templului. Minunea. Cu minunea îi vei câștiga. La o analiză a noastră, a lumii noastre, Dostoievski spune așa: oamenii pot să fie câștigați cu pâine. Dar dacă
cineva reușește să le câștige cugetul, mintea, conștiința, cu taina sau cu minunea, oamenii vor renunța la pâine, vor muri de foame, dar nu vor renunța la ideea care li s-a implantat în minte, la visul lor, la ceea ce urmăresc, astfel încât el spune, așa au apărut martirii. Și continuă mai departe și spune. Iar dacă dincolo de situația aceasta va fi cineva care să le ofere oamenilor o autoritate așa de puternică, așa de solidă, încât să poată într-adevăr să-i facă să îngenuncheze înaintea lor, înaintea acestei autorități, atunci, spune el, vor renunța și la ideea de taină și vor merge înainte spre supunerea aceasta colectivă. Când vom analiza mai departe ideea ecumenică, vom face din nou referire la citatul acesta. Pentru că ele merg cumva progresiv. Ele merg progresiv. Prima dată este pâinea, a doua sau al doilea stadiu este miracolul sau taina și al treilea este autoritatea. În seara aceasta vă voi invita să vorbim puțin despre miracol sau taină. Pentru că în timp ce Sfânta Cină pe care o găsesc în Sfânta Scriptură este o chemare la părtășie cu Iisus Hristos, există alte înțelegeri în care Sfânta Cină se transformă în altceva. Iată ce spune Domnul Iisus Hristos în Sfânta Scriptură. Deci am vorbit despre minune ca factor de control, așa cum o prezintă romancierul acesta, Dostoievski. Iată ce zice Sfânta Scriptură, Matei 7:21. Vor veni oameni și vor spune oameni, vor fi oameni care vor spune, Doamne, Doamne. Dar nu cei ce vor zice, Doamne, Doamne, vor intra în împărăția cerurilor. Din ce cauză? Ei vor continua și vor spune, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi demoni în numele Tău, spune versetul 22, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Și iată că minuni vor fi, se va umple pământul de minuni, taina, miracolul va fi peste tot și taina și miracolul va robi mintea și sufletul uman într-o religie a viitorului care va cuprinde la mod global omenirea. Și totuși Domnul Iisus Hristos în versetul 23, el spune, atunci vă spun ce o să le spun. Le voi spune, nu v-am cunoscut niciodată. Depărtați-vă de la mine, voi care lucrați fără de lege. Acum, întrebarea mea este, dacă oamenii ăștia lucrează fără de lege, atunci de ce au făcut minuni? Minunile pentru ce au fost făcute? Care a fost scopul acestor minuni? Nu vă întreb prin ce putere. Nu vă întreb de la cine vin minunile. Întrebarea mea este, cu ce scop au fost făcute? Factor de control. Matei 24 ne spune, vor fi Hristoși mincinoși. Vor coborî foc din cer. Lumea va fi toată cucerită de spectacolul acesta. Apocalipsa capitolul 13 spune, toți se vor mira. Toți vor fi acolo. Încă o dată, deci, ce scop are minunea în conflictul acesta final? Factor de control. Oamenii vor fi controlați, oamenii vor fi strânși împreună, oamenii vor fi convinși cu ajutorul minunilor, oamenii vor fi convinși cu foc care coboară din cer, cu Hristoși mincinoși, cu tot felul de minuni, cu prorocii, dacă vreți, toate acestea vor fi acolo. Generația finală va fi o generație extrem de carismatică, plină de senzațional, plină de paranormal. Oamenii nu vor mai rămâne la realitatea concretă. Oamenii vor trăi într-un univers paralel, plin de minuni și de lucruri nemaipomenite care îi vor face să nu mai judece corect.
Ce legătură are ideea aceasta de minune cu Sfânta Cină? Pare că n-are nicio legătură. Dar este un fel de a pregăti înțelegerea noastră pentru ceea ce urmează. Și anume, Eucaristia sau Sfânta Cină în varianta bisericii clasice catolice. În septembrie anul acesta, la Budapesta, a fost cea de 52-a sărbătoare a unei Eucaristii internaționale. Orașul Budapestei a fost, Budapesta a fost plin de credincioși care au venit la acest eveniment. A fost extraordinar, veți vedea câteva scene imediat. Vreau să observați însă preotul acela care înalță un disc rotund, vedeți? Discul acela rotund. Ce e acela? Ce e aceea? Se numește hostie. Se numește pâine nefermentată. Este pâinea care o ridică la sus de tot, arătând de fapt că nu este o pâine obișnuită. Ce fel de pâine este? Este pâinea care prin lucrarea preotului s-a transformat în trupul lui Iisus Hristos. El nu mai ține în mână, așa consideră, el nu mai ține în mână o pâine. Atomii, substanța respectivă, nu mai sunt atomii de grâu din care a fost făcută pâinea respectivă, ci ei s-au transformat sub binecuvântarea sau sub porunca preotului, s-a transformat în substanța trupului ceresc al lui Iisus Hristos. Veți observa gestul de respect, de venerație, gestul de închinare față de această pâine, care nu mai este o pâine obișnuită, ci este o pâine sacră. Milioane de oameni sunt strânși acolo, îmbrăcați în haine albe, simbol al prezenței și al neprihănirii lui Iisus Hristos. Și acum o să rog pe cei de la media să prezinte 3 minute din ceea ce s-a întâmplat acolo. De ce? Pentru că aș vrea să spun de la bun început, cartea Tragedia Veacurilor sau Marea Luptă ne avertizează și ne spune așa. Toți aceia care cred că slujba de Eucaristie sau slujba Bisericii Catolice este o slujbă searbădă, fără noimă, fără artă și frumos, greșesc enorm. Și Ellen White spune, în timp ce în Evul Mediu oamenii de rând, neștiutori de carte, erau cuceriți de slujba extraordinar de fastuoasă și frumoasă a Bisericii Catolice, dânsa continuă și spune, la sfârșit, clasele înalte de oameni cu simțuri rafinate, oamenii educați, vor fi cuceriți din nou de slujba aceasta care are o putere extraordinară, care a fost făcută atât de bine, concepută atât de bine, pentru ca să prindă simțurile, să prindă intelectul și oamenii să se simtă bine, ca în fața unei alte realități, ca în fața unui, spuneți, unui miracol. Ca în fața unui miracol. Ei trăiesc miracolul. Una dintre doamnele pe care ți-a auzit-o spunea, trebuie să simți treaba asta. În fața unei asemenea realități, simțurile sunt răscolite, oamenii sunt convinși că un eveniment extraordinar are loc. Primul spunea, într-o lume tulburată de felul acesta, avem nevoie de speranță, de hope. Vreau să înțelegem un lucru. Eucaristia astăzi este înțeleasă în felul acesta. Este unul dintre elementele fundamentale care nu se va schimba. În jurul Eucaristiei se va strânge toată lumea. De ce? Pentru că este miracolul, este puterea cea mai serioasă care poate să convingă o omenire care nu mai știe încotro să meargă. Este miracolul, este taina. O să citesc ceva din cartea
Controversa romano-catolică. Citatul respectiv este luat din cartea lui John O'Brien, The Face of Millions, adică Credința Milioanelor, pagina 255-256. E bine, aici omul acesta spune următoarele. Când preotul anunță în cuvintele extraordinare consacrarea în cadrul Eucaristiei, cuvintele de consacrare, el ajunge sau se ridică până la ceruri. Îl aduce pe Hristos jos, aici la noi, de pe tronul său și îl plasează sau îl așează asupra altarului pentru a fi oferit din nou ca victimă pentru păcatele oamenilor. Este o putere mai mare decât aceea a sfinților și a îngerilor, mai mare decât a serafimilor și a heruvimilor. Ce reprezintă Eucaristia? Ce învață oamenii? Care este ideea? Puterea. Este o putere mai mare decât îngerii, heruvimii și serafimii. Ori asta este visul interior al bisericii. Visul interior al bisericii care s-a îndepărtat de Sfânta Scriptură. Puterea. Într-adevăr, este mai mare decât puterea Fecioarei Maria, spune mai departe. În timp ce binecuvântata Fecioară a fost un agent uman care a adus pe Iisus Hristos întrupat o singură dată în timp, preotul aduce pe Iisus Hristos din cerul jos și îl așează pe altar ca eternă, ca victimă eternă pentru păcatele omului, nu doar o dată, ci de mii de ori. De fiecare dată se întâmplă miracolul acesta și taina care subjugă, care înrobește mintea omului. Preotul vorbește și iată Hristos, veșnicul și omnipotentul Dumnezeu, își apleacă capul său într-o umilă ascultare față de porunca preotului. În timp ce lucrurile acestea pot să apară ca fiind revoltatoare, vă rog să observați oamenii care merg cu candelele în mână în inima orașului Budapesta, nici nu se gândesc la așa ceva. Ei se gândesc că este frumos, se gândesc că este înălțător, se gândesc că fac parte dintr-o minune și așa mai departe. Observați acest lucru și anume, emoțiile și sentimentele neagă rațiunea și fac ca rațiunea să nu mai gândească, dar ce se întâmplă, ce e ostia, ce e vinul, ce se întâmplă aici, ce pretinde preotul care loc. Și blocajul acesta intelectual se realizează la nivel de emoție. Mai este încă un paragraf, dar e târziu și nu vreau să vă mai rețin. Ideile mari pe care oricine ar trebui să le știe în legătură cu această taină a fără de legii, dacă vrem așa, această taină aproape blasfemitoare care are loc, ideile respective sunt cam acestea. Domnul Iisus Hristos, zic preoții, zice Biserica Catolică, este prezent fizic, sacramental în Eucaristie. Am spus, adică atomii ăia de pâine, substanța se transformă în trupul divin al Domnului Iisus Hristos. Transubstanțierea este fenomenul prin care se schimbă substanța simbolurilor. Deci despre asta este vorba. Când folosim cuvântul transubstanțiațiune, noi vorbim despre faptul că ăsta este momentul sau procedeul prin care pâinea devine trup divin. Având substanță divină, hostia sau pâinea este vrednică de închinare. Din cauza asta, preotul o ridică, el se închină înaintea ei, oamenii se închină înaintea ei și în momentul în care mănâncă, spuneți-mi ce se întâmplă?
Mănâncă în mod fizic trupul Domnului Iisus Hristos. De ce fac ei lucrul ăsta? Datorită textului care spune cine va face lucrul acesta va mânca trupul meu și va bea sângele meu. Noi în momentul acesta avem o problemă. În Scriptură chiar spune treaba asta. Nu? Ioan capitolul 6, Evanghelia după Ioan capitolul 6, citim treaba asta și, mă rog, o voi lăsa înaintea dumneavoastră ca o provocare. Cum e, frate? E literal sau e altfel? Adică zice așa, de la versetul 53 la 56. Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viață în voi înșivă. Punct. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul meu este cu adevărat o hrană, sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el. Și în conformitate cu versetele acestea, Biserica Catolică, cu rădăcinile ei în Evul Mediu, în teologia de atunci, spune mâncați pâinea aceasta și mâncați trupul divin al Domnului Iisus Hristos. E drept? La Sfânta Cină asta facem? Pe ce ne bazăm? Punctul 4. Eucaristia devine astfel jertfă ispășitoare, ea iartă păcatele. Dragii mei, se întâmplă un lucru extraordinar datorită Eucaristiei care iartă păcatele nu neapărat prin credință. Deci, noi vorbim despre iertarea prin credință. Eucaristia însă este sacrament, ceea ce înseamnă că Eucaristia este o metodă prin care Dumnezeu lucrează în mod practic aici, în lumea noastră. Cu alte cuvinte, de asta, la un moment dat, Papa Francesc a putut să spună și ateii sunt mântuiți. De ce cauză? Vino la Eucaristie, ia treaba asta și crezi sau nu crezi, puterea reală a prezenței lui Iisus Hristos în hostie, în bucata aia de pâine, va lucra în viața ta și te va mântui chiar dacă nu vrei. Din cauza asta se spune, nu mai există iad. Pentru că prin Eucaristie toată lumea poate să fie mântuită. Și va fi mântuită. Crezi, nu crezi, faci cele mai nenorocite păcate, cele mai nenorocite aberații. Ei, Eucaristia, te împărtășești cu trupul lui Iisus Hristos de energia aceea divină și ești mântuit. Din cauza aceasta, Eucaristia rămâne forța de centru, puternică, de temelie, dacă vreți, a unei religii viitoare. Alături de ziua de închinare, ambele vorbesc despre puterea preotului și a bisericii și despre faptul că această putere trebuie să fie respectată de lumea civilă. Punctul 5. Preotul oferă din nou pe Iisus ca jertfă pe altar. Crucea nu-i destul. Crucea nu e destul. Preotul îl jertfește pe Domnul Iisus Hristos din nou și din nou pe altar. E ca și cum preotul are o problemă cu crucea. Înțelegeți? El nu pleacă de la cruce, el nu depășește crucea, el acolo rămâne. Și mereu crucea este acolo, este acolo, este acolo. Din cauza aceasta, simbolul crucii în religia creștină nu vorbește neapărat de lucrarea Domnului Iisus Hristos, așa cum o prezintă Biblia, ci vorbește de un creștinism care s-a împiedicat la cruce și care nu mai știe ce să facă de aici încolo. Din cauza aceasta, noi am pus aici semnul cruce, dar împreună cu simbolul legii lui Dumnezeu. Pentru că crucea singură poate să se transforme într-un moment sau într-un punct de blocaj. Te blochezi și nu mai faci nimic. Vom reveni asupra acestui lucru imediat. Ispășirea, punctul 6, se face nu doar pentru păcate, vinovăția și pedeapsa celor în viață, ci se aplică și la cei morți. Poți să te rogi și pentru cei morți și în sfârșit lucrurile se rezolvă. Punctul 7. Cine nu recunoaște sacramentalitatea Eucaristiei este anatemizat. Cu alte cuvinte, aici se împart
drumurile. Nu păcatul te face să pierzi totul, ci sacramentul. Recunoști sacramentul, ești mântuit. Nu recunoști sacramentul, nu mai ai nicio șansă. Mă întorc la cum am început. Există doar trei lucruri care sunt în stare să controleze și să înrobească lumea. Vi le amintiți? Miracolul, taina și autoritatea sau puterea. Aici sunt amândouă. Și miracolul și autoritatea. Apoi cuvântul lui Dumnezeu care spune vor fi oameni care vor folosi minunea în continuu, în toată istoria. Și oameni care nu folosesc minunea pentru că mă cunosc. Că nu i-am cunoscut niciodată. Ci folosesc minunea, folosesc tipologia creștină. Pentru ce? Pentru altceva. Pentru control. Și în categoria aceasta intră și Hristoși mincinoși, prorocii mincinoși, coborârea focului din cer, semnele sfârșitului. Dragii mei, Eucaristia este una dintre problemele mari ale bisericii și vom vedea imediat de ce este o problemă. Pentru că răstoarnă întregul sistem de mântuire. Dumneavoastră cunoașteți lucrul acesta. Dar vin la dumneavoastră din nou cu întrebarea pe care am pus-o înainte. Ioan capitolul 6, versetele respective, le înțelegem literal? Sau cum le înțelegem? Care este dovada? Care este elementul real care ne poate conduce la ideea că nu avem de a face cu trupul divin al Domnului Iisus Hristos în pâine și vin? Care este demonstrația? În ce constă? Și am urmărit în această carte, am încercat să găsesc argumentul. Și argumentul este, păi nu este literar, este simbolic. Și atunci se face exegeză pe text. Foarte complicat. Foarte greu de înțeles. Și am înțeles că nu se face așa. Scriptura are o altă pârghie extraordinar de simplă. Ca să răstoarne toată concepția aceasta mistică, ocultă, păgână, care s-a infiltrat în creștinism. Și metoda Scripturii se numește sanctuarul. Acolo se rezolvă tot. Și vreau să înțelegem, datorită faptului că în bisericile tradiționale, atât în Biserica Catolică, cât și în Biserica Ortodoxă și la nivelul bisericii protestante și neoprotestante, nu se înțelege lecția sanctuarului. Din cauza aceasta se deschide o ușă extraordinar de puternică pentru ca Eucaristia, într-adevăr, să reprezinte un element care va rămâne central în noua religie sau în religia viitorului. Pentru că nu există replică puternică. Există replică de exegeză și așa mai departe, dar replică puternică nu există. Haideți să vedeți ce frumos vorbește cuvântul lui Dumnezeu, simplu, din punct de vedere al sanctuarului, în legătură cu lucrarea lui Iisus Hristos. Mijlocirea este prezentată în Sfânta Scriptură ca fiind măreția crucii. Evrei, capitolul 8 cu 1 este textul pe care îl știți. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de mărire sau de domnie în ceruri ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort ridicat de Dumnezeu și nu de om. Deci ce îmi spune textul acesta? Textul acesta îmi spune că dacă crucea este altarul din curte, este simbolul altarului din curte, Domnul Iisus Hristos unde a intrat? Poftiți? A intrat înăuntru, în clădirea sanctuarului. Întrebarea este, mai are treabă cu altarul de afară? Mai are treabă? Se mai întoarce la altar? Haideți să vedem.
Evrei, capitolul 9, cu 11, îmi spune că crucea este o lucrare desăvârșită, perfectă, adică s-a făcut odată și nu mai e nevoie să se revină la ea. Evrei 9, cu 11, Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare și a intrat odată pentru totdeauna, unde? În cort, în locul preasfânt. A intrat acolo pentru de câte ori? Sau mai iese de acolo? Zice, odată pentru totdeauna, cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. El a intrat în sanctuar cu ce a intrat? Că n-a intrat cu mâna goală. Cu sângele său, care îl luase de unde? De la cruce, de afară. Dragii mei, crucea nu are un alt rol sau un alt scop decât să furnizeze sânge. Atât. La cruce s-a furnizat sânge pentru omenire întreagă. Și Iisus Hristos a luat sângele acesta pentru omenire întreagă și nu l-a vărsat pe pământ. Sângele respectiv n-a fost vărsat pe planeta aceasta. Sângele respectiv a fost luat de Domnul Iisus Hristos și cu el a intrat unde? În cer, în sanctuar, în alături de tronul lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, m-am uitat în Vechiul Testament să înțeleg, evreii au înțeles treaba asta vreodată? Și am ajuns la concluzia că în momentul în care au ieșit din Egipt, în noaptea Paștelui, a fost lecția fundamentală, prima lecție pe care ei au învățat-o atunci. Adică în noaptea aceea a Paștelui s-a spus, luați un miel, tăiați-l, faceți rost de sânge și ce faceți cu sângele? Puneți-l pe ușorii ușii, simbol al mijlocirii. Sângele nu trebuia să stea nici în găleată, nici în cană, sângele trebuia să fie stropit, trebuia să fie vopsit pe ceva, ca semn de recunoaștere a mântuirii. Din cauza aceasta, Domnul Iisus Hristos mijlocește pentru mine și pentru tine, pentru ca sângele să fie așezat unde? Unde trebuie să fie așezat sângele? N-am înțeles. Unde? Ce face Domnul Iisus Hristos cu sângele? Sângele trebuie să fie așezat pe mine. Tată, tată, sângele meu a curs pentru cine? Pentru Valentin. Nu, sângele, dragii mei, trebuie să ajungă la mine. Eu trebuie să fiu stropit cu sângele lui Iisus Hristos. Trebuie să-mi spăl hainele în sângele lui Iisus Hristos. Trebuie să se întâmple ceva. Mijlocirea înseamnă relația mea cu Iisus Hristos. Înțelegeți? Eucaristia blochează întreaga lucrare de mântuire la cruce. Ea nu vorbește despre nimic mai departe din punct de vedere al Domnului Iisus Hristos. Iau preoții crucea și fac din ea o minune, o taină și așa mai departe. Ca și cum s-ar întoarce în Vechiul Testament, unde preoții din Vechiul Testament făceau lucrul ăsta în fiecare zi. În fiecare zi îl făceau, datorită faptului că ei nu erau în stare să găsească sânge suficient de puternic pentru ca să se ajungă la o dată pentru totdeauna. Gata! Și iată, iată simbolul, iată Paștele, iată-ne pe noi. Pentru noi se fac toate lucrurile astea. Evrei 9:24, căci Hristos a intrat chiar în cer ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, din punct de vedere al Eucaristiei, este oprit acolo, la cruce. Domnul Iisus Hristos nu este în cer pentru noi. Cine este pentru noi, din punct de vedere al Eucaristiei? Cine este pentru noi? Preotul. Preotul este ăla care face pentru noi, ca și în Vechiul Testament. Ori toată Scriptura, în Cartea Evreilor, spune că lucrul ăsta a fost înlocuit și schimbat. Pentru că nu mai avem de-a face cu preoții pământului acestuia, ci avem de-a face cu marele nostru preot care s-a dus înaintea lui, înaintea Tatălui pentru noi. Ca să se
și nu ca să se aducă de mai multe ori jertfă pe sine însuși. Ideea aceea cu 1000 de ori a adus jertfă pe Domnul Iisus Hristos. Este clar spus aici. Nu de mai multe ori. Vă rog să observați. De a-mi citi Scriptura. De a-mi deschide Scriptura. Cuvântul lui Dumnezeu ne-ar opri din năbădăile noastre, din invențiile noastre, din imaginația noastră ciudată. Pe când acum, la sfârșitul veacurilor, s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa, tot așa Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor ce-l așteaptă. Și spune foarte clar, sunt două lucruri. Atât. Două lucruri. Venirea Domnului Iisus Hristos prima dată și venirea Domnului Iisus Hristos a doua oară. Este crucea odată, revenirea pe nori a Domnului Iisus Hristos a doua oară. Între timp, vă rog frumos să urmăriți cuvintele astea pe care le-am scris oarecum cu violet. La sfârșitul veacurilor, acum, s-a arătat o singură dată, spune Pavel. De ce? Ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Crucea este ștergerea păcatului și, dacă doriți, dărâmarea lui. Și a doua oară Domnul Iisus Hristos vine ca să aducă mântuire. Între mântuire și ștergerea păcatelor este mijlocirea pentru noi, în care Domnul Iisus Hristos lucrează pentru fiecare. Dragii mei, finalul acestui fel de gândire este că Sfânta Cină este o reacție sau un experiment în care Dumnezeu cere de la noi credință. Da, Evrei, capitolul 4 și 9, ni s-a adus o veste bună ca și lor, dar cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. Pe când noi, fiindcă am crezut. Dragii mei, ce am crezut? Spuneți-mi, vă rog, sabatul acesta al Sfintei Cine. Care este exercițiul credinței noastre? Ce trebuie să crede? Cum e? Nu e hostie. Nu e elementul fizic. Dar cum e? E prezență. Și dintr-o dată, frații mei, Sfânta Cină ne vorbește despre relația, legătura cu Domnul Iisus Hristos prin mijlocire. O legătură extrem de frumoasă. Extraordinar. Aș vrea să aduc aminte pentru încheiere evenimentul din Numeri 16 cu 46, când poporul Israel s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și Dumnezeu îi spune lui Moise și lui Aron: ia cădelnița, pune foc în ea de pe altar, pune tămâie în ea, du-te repede la adunare, fă-i spășire pentru ei, căci a început mânia Domnului și a început urgia. Cine trebuia să facă ispășire? Preotul, care era simbolul Domnului Iisus Hristos. Aron a luat cădelnița, a alergat în mijlocul adunării, începuse urgia. El a tămăiat și a făcut ispășire pentru norod. Și versetul 48 spune: s-a așezat între cei morți și între cei vii. Și urgia a încetat. Unde e Domnul Iisus Hristos? Între cei morți și între cei. Acolo. Acolo îl cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos. Prezența Domnului Iisus Hristos în Sfânta Cină ne deosebește pe noi, cei chemați la viață, de ceilalți care trăiesc în umbra morții. Acolo se așează Domnul Iisus Hristos. Prezența Lui aici vine și ne vorbește despre lucrul acesta. Vine pentru noi. Vă dați seama ce înseamnă când Domnul Iisus Hristos spune, știi, dacă te duci
să-ți duci darul la altar. Și pe drum îți aduce aminte că ai ceva cu fratele tău? Spuneți. Lasă-ți darul la altar, du-te. Păi de ce să-mi las, Doamne, darul la altar? Din ce cauză? Pentru că te vei întâlni cu El între cei vii și între cei morți. Și e important ca să te întâlnești cu El și să nu te trimită înapoi. Vino pregătit! Viziunea aceasta, conceptul ăsta, că te întâlnești cu Iisus Hristos, ar trebui să fie extrem de viu în ochii noștri. În mintea noastră, mă întâlnesc cu El sau nu? Nu pot să întind mâna. Apostolul Pavel spune, pregătiți-vă pentru asta, nu luați Sfânta Cină cu nebăgare de seamă. Nu luați oricum. Pentru că în momentul acesta te întâlnești cu Iisus Hristos și e la limită. Nu. Aici, la Sfânta Cină, e nevoie de credință. La Eucharistie poate că nu e nevoie. Poate că oricine mănâncă datorită faptului că se consideră că e un sacrament, îl mântuie actul în sine. Aici, nu. Sfânta Cină, așa cum a prezentat-o Domnul Iisus Hristos, este condiționată de pregătirea mea, de pregătirea ta, este condiționată de credința pe care o avem înaintea Domnului Iisus Hristos. Și acum, aș dori să închei printr-o chemare a Scripturii la o altă realitate. Vă voi invita să citim împreună Romani, capitolul 8, ultima parte. Imaginea pe care Sfântul Apostol Pavel o are cu biserica ce vine înaintea lui Iisus Hristos. Versetul 31. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este cu noi, că așa spunem, că e cu noi, da? Cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată, împreună cu Iisus Hristos, toate lucrurile? Cei ce vin la Eucharistie caută certitudinea asta, caută speranța asta. Și în momentul în care mănâncă, ei, prin forța sacramentului, își imaginează că, într-adevăr, au salvarea. Iată aici mântuirea. Prin Iisus Hristos și împreună cu El, ni se dau toate lucrurile în credință. Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Fraților, și vreau să observați cum cuvântul lui Dumnezeu intră în domeniul sigilării aproape. În domeniul sigilării. Dacă Dumnezeu te socotește neprihănit, cine mai are curajul să se ridice împotriva poporului Dumnezeu? Cine îi va osândi? Hristos a murit. Ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu, mijlocește pentru noi. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, strâmtorarea, prigonirea, foametea, lipsa de îmbrăcăminte, primejdia, sabia. Și iată că suntem prinși atât de puternic de Domnul Iisus Hristos încât nu te mai poate despărți nimic. Uneori ni se pare că Enoch a făcut o performanță imposibilă. 300 de ani să trăiești cu Dumnezeu. Dar Apostolul Pavel spune aici, Enoch a trăit împreună cu Dumnezeu și nu se spune că a fost persecutat, dar zice, noi și morți nu ne vom despărți de Dumnezeu. Și fără mâncare nu ne vom despărți de Dumnezeu. Și prigoniți nu ne vom despărți de Dumnezeu. El face un caz mult mai puternic aici, este extraordinar. Versetul 37, în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Asta ne așteaptă la Sfânta Cină. Că sunt bine încredințat, nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile viitoare, nici lucrurile de acum, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu. Nu-i sigilare, nu-i pecetluire, nu-i siguranța faptului că vom ajunge prin harul lui Iisus Hristos la porți și vom intra pe El. Dumnezeu să ne ajute!
Amin. Mai puternice decât orice asigurare umană, mai puternice decât orice minune, mai puternic decât orice taină, orice miracol, orice ocultism, cuvântul lui Dumnezeu este realitatea care ne făgăduiește că e posibil. Frații mei, vă invit să cântăm. Haideți să ne ridicăm și să încheiem momentele acestea cu chemarea reală la o viață schimbată împreună cu Iisus Hristos prin crucea Lui. Iisus Hristos, venim înaintea Ta să Te rugăm, Părinte, să ne mărești credința. Și când vorbim despre credință, vorbim despre credința aceea vie care se vede prin fapte. Fă, Doamne, ca înainte de a ne aduce darul la altar dimineață, în dorința de a ne întâlni cu Tine, Părinte, cercetează-ne memoria, cercetează-ne viață și ajută-ne, Doamne, să venim la Sfânta Cină pregătiți prin Harul Tău. Fă, Doamne, ca Sfânta Cină să fie produsul credinței reale în viața noastră. Ferește-ne, Doamne, de gândul acesta că vom fi mântuiți prin actul sau prin tipologia sau prin forma prin care noi mâncăm pâine și vin. Ajută-ne să înțelegem că ele trebuie să fie într-adevăr transformate în noi înșine, prin credință și Duhul Tău cel Sfânt să
ne facă legătura cu Domnul Iisus Hristos. Fă această minune reală în noi, pentru ca tu să poți spune că ne cunoști, că ne-ai rostit numele, că ai mijlocit pentru noi, că ne-ai stropit cu sângele tău, că suntem sub sângele tău și astfel suntem ai tăi. Așteptăm, te invităm, te rugăm pentru această lucrare să o faci cu noi, cu familiile noastre, cu copiii noștri, cu biserica întreagă. În numele Domnului Iisus. Amin.